Preferințele! Preferințele! Noastre! Noastre! Sexuale! Sexuale! Sunt treaba noastră! Sunt treaba noastră! Și doar a noastră! Și doar a noastră! Rămânem în dulap! Rămânem în dulap! Ia zi, Doriene, e bine așa să l-ai pe altul dezbrăcat la podcast? Bă, frate, e bine cum se simte fiecare bine. Asta nu înțelege încă românul, că fiecare pe pătrățica lui, atât timp cât nu deranjează pe nimeni, bă, Gojira poate să facă ce vrea. Tu poți să stai și în curul gol dacă vrei, pe mine nu mă deranjează. Bă, crede-mă că o să te deranjezi. Atât timp când nu sari la mine în dulap, știi, dacă vii la mine în dulap, deja avem o problemă, da? Dar dacă ești în dulapul tău, mă, frate, apropo că mai pus să începem așa frumos. Fiecare cu dulapul lui. Uite, am văzut la Măruță pe tine dezbrăcat și am zis, mau, s-a dezbrăcat ăsta de ziua femei, mă dezbrac și eu de ziua crucii. Dar era la Țăndărei, pe 14 septembrie, e ziua crucii. Bă, dar să nu fie cu glume de religie, că eu sunt un pic credincios. Păi și eu sunt credincios. Deci nu e cu, nu? Nu, că nu e ziua crucii, e sărbătoare țigănească la mine în Țăndărei. A, serios? Complică. Da, nu-mi dau seama dacă faci mișto de mine, spun de acum. Bă, nu, deci pe bune. Okay. Mă mir că n-ați ajuns la un moment dat să cântați la Bâlciu din Țăndărei, unde am adus pe toți. Bă, nu cred că am cântat în Țăndărei. Știi cum? Eu am un intro care începe cu Tupac, California Love. Și de cele mai multe ori îmi rămân orașele în cap pentru că fac Țăndăreiu știe să petreacă. Și nu cred că am cântat cu Țăndărei, că nu-mi sună. Știe să se și taie în timpul petrecerii Țăndărei, dar asta e altă discuție. Ok. Atunci, na, poate e de la Dumnezeu că n-am ajuns încă mai, știi? Băi, nu. Stai așa să mă îmbrac. Bă, ce-mi place setup-ul tău. Trebuie să spun și în rec, nu știu dacă pui tu la montaj sau nu acolo. De fapt, ai zis că nu vrei să montezi prea mult, dar sunt mega plăcut impresionat de ce văd aici. E like definiția urbanului. Și mai e și în buricul Bucureștiului. Așa, dă-ne pe goarnă. Băi, a observat și Shelly. Cu el am făcut prima dată chestia asta. Și povesteam și lui. Bă, la cât de central suntem, dacă te uiți un pic atent la oamenii care se perindă pe aici, e foarte pestriță lumea care se perindă pe aici. Nu știu dacă ai observat. Păi cred că de la cârciumioarele care sunt pe aici, mă gândesc. Da, exact. Mă gândesc. Motivul pentru care l-am chemat pe Dorian e pentru că, unul, știu și de o grămadă de vreme și vreau să încep cu o poveste, tu nu știu dacă mai ții minte, aveam la un cum, moment cu Lala Band? Și cu Lala Band povestim. Okay. Mamă, cât am tras și la Lala Band. Băi, știu care eram în pro la un moment dat, trăgeam mai mult sau mai puțin la Lala Band. Știu, că eu de atunci te știu. Eram mititel, 21-22 de ani, ceva genul. Erai și mi-a plăcut de tine că erai și foarte ascultător, erai printre cei mai ascultători de acolo. Pe Bubul știam de mult. Gojira, eu am înțeles o treabă, dacă vrei profesionalist să fii ascultător, ok, că mai facem și noi pe Coco și tu știi cum e, când poți acolo. Cocorico, dacă vine Cocoșul mare și îți dă palmă la ceafă, ok, hai să... Domnul, și erai foarte cumite și am făcut unul din cele mai tâmpite episoade pentru un sitcom cu tine, în care ai stat o zi întreagă cu niște oglinzi retrovizoare de scooter lipite de coaste. Eu aveam cu Tony Grecu, tu nu mai ții minte asta. Și nu-l mai ții minte pentru că n-a fost difuzat. Era sezonul 3 din serialul Spitalul de Demență, care era un proiect extra de-a lui Tony Grecu cu noi, cu băieții. Bă, frate, de la Divertis. Dar știi care e faza? Că e o chestie super cool, că mi-amintesc, dar nu mi-amintesc. Înțelegi ce zic? Da, pentru că la un moment dat nu mi-a plăcut mie o chestie și am tras 20 ceva de duble cu tine cu oglinzile lipite de coaste. Bă, ai început să mă jur la un moment dat și era funny că mă înjurai și-și cereai scuze. Scuze. Păi da, pentru că, mă, ce se întâmplă pe platou e pe platou, Gojira, și oamenii care muncesc în domeniul ăsta trebuie să înțeleagă că dacă e nevoie să stai cu oglinzile lipite de tine, frate meleu, stai! Nu vrei? Du-te, schimbă cariera! Și ăla cred că a fost ultimul proiect de televiziune pe care l-a avut doamna Stella Popescu, Dumnezeu să o ierte. O, Dumnezeu să o odihnească, wow! Și era și Papadopul, bă, a fost, bă, atât de cool. Ceva, mă. Ăla a fost proiectul în care, la sezonul 3, Tony Grecu a zis, bă, nicio idee, nu o să mai resping. În momentul ăsta. Deci ce idee am și am venit eu? Am o idee cu Dorian Popa, care a făcut accident de scooter și s-au înfipt oglinzile în coaste. Păi nu știu. Și are o relație extraconjugală cu Nicoleta Luciu și la aleargă bărbatul sub holurile spitalului și el se uită în oglinzile retrovizoare din coaste ca să nu-l prindă bărbatul în timp ce fuge pe holuri. Pot să fac eu episodul ăsta? Și azi, da. Și este, n-a fost difuzat, pentru că între timp noi ne-am tăiat contractul cu Pro-ul și n-am mai intrat sezonul 3.
Da, există pe undeva și la, e la Tony Grecu acasă. Poți să dacă l-am vedea pe ăsta? Dacă l-am vedea. Eu vin la un react. Dacă găsești ăsta, eu vin la un react. Extra-ul, de acum încolo cu fiecare invitat, o să vreau să fac un extra la un moment dat când avem timp. Extra-ul cu tine o să fie react pe episodul ăla. Deci dacă îl găsești pe ăsta, jur, ne crăcănăm. Există, sigur. Deci ne crăcănăm. Și este o tâmpenie absolută la un moment dat. Deci devenise atât de abstract la un moment dat și era sitcom, bă, sitcom de TV. Da, să revenim la tine. Băi, tu ești un exemplu de ăsta pe care și o să ridic întrebarea foarte sus și o să pară un picuț că s-a agresiv, dar... Nu, fi. Și l-am întrebat și pe Shelly. Bă, ăsta bagă ceva de hype tap tot timpul? Nu, frate, nu. Știi că presupun că e o întrebare care mai mult sau mai puțin vine tot timpul. În primul rând, oamenii ar trebui să înțeleagă un lucru. Dacă ar fi vorba despre, bă, ăla bagă ceva sau nu, ar trebui să se vadă lucruri. Gojira, că nu suntem copii, da? Știm cu toții ce înseamnă efecte secundare ale unor substanțe stupefiante agresive care te pot duce în hype-ul ăla despre care vorbește lumea. Și nu ai, la un moment dat te pierzi fizic, te pierzi mental, nu ai coerență, îți alterează felul de a fi, îți alterează starea. Oamenii nu înțeleg o chestie. Că dacă m-ar fi cunoscut încă de când eram copil, ar fi zis, a, nu mă, stai că-l știu pe ăsta. Așa e de când eram mic. Da, bă, dar erai mai cumințel când erai mic. Acum ești foc, adică ești singur om care pe măsură ce înaintează în vârstă are din ce mai multă energie. Hai să-ți explic o chestie, nu vreau să sune nici arogant și vreau să înțeleagă oamenii că eu sunt extrem de bine crescut de maică mea, bine crescut cu palma, de pe vremea când era cu palma Gojira, da? Că tu mă înțelegi, da? Pe măsură ce am dobândit rezultate, am prins și o curaj, mă. Am început să am încredere în mine, am început să mă arunc în ceea ce înseamnă energia, dar să fiu dozat pe partea de cum se cădenie și pe partea de respect și de educație, pentru că ai punctat un lucru, sunt din ce în ce mai nebun, da, dar sunt din ce în ce mai calculat și mai echilibrat, chiar dacă mai vocal și mai prezent decât în trecut. Când am stat să vorbim de prezența ta în podcast, apropo, băi, te prind foarte greu, ești ocupat tot timpul, stai la telefon tot timpul. Pot să înțeleg. Înțeleg. Am făcut perfect. Tot posibilul și iată-mă aici. Adică, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Și nu vreau iarăși să sune arogant, dar să știi că încerc să onorez numai invitațiile unde simt că există o chimie, unde simt că există un trecut, unde simt că există o relație spirituală, pentru că imaginează-ți că sunt invitații 200 pe zi. Iarăși, repet, nu vreau să fiu arogant, să exagerez, dar nici nu le poți onora pe toate, pentru că viața e un business, da? Și dacă nu știi să prioritizezi și să alegi ce trebuie, poți să-ți prăvălești business-ul. Și atunci care e beneficiul direct al prezenței tale la mine la podcast? Nu e un beneficiu direct material, este un beneficiu spiritual. Te cunosc de când eram mic, ai spus-o din începutul podcastului, îți datorez niște lucruri pe care le-am înțeles atunci când eram mic și niciodată nu voi întoarce spatele oamenilor cu care am lucrat când eram la început, indiferent cât de sus voi fi. Bă, asta e tare. Asta e de fiecare unul din principiile mele. Bă, cineva de Dorian zic, bă, face băiatul niște chestii pe care nu le înțeleg pentru că nu le înțeleg eu. Și ăsta e motivul pentru care el are succesul pe care îl are și motivul pe care eu am, pentru care eu am succesul pe care am. Mie, eu tot timpul am fost invidios, unu, pe faptul că ai putut să ții sus foarte mult. Aia e greutatea. Că aia, să ajungi sus nu e tocmai greu, știi? E important să rămâi acolo. Da, menținut. Mamă, menținut. Și sunt niște precipitații acolo sus, știi cum, plouă, linge. Dar nu simți că te apasă, adică n-ai momente de break. Ba da, mă, Gojira, simt că mă apasă, dar tocmai asta e frumusețea jocului, când te apasă să fii puternic. Ca și când e bine, toată lumea e șmecheră. Ai avut breakdown-uri sau burnout-uri de-astea până nu, acum? Nu. M-am exprimat la un moment dat greșit, să știi. M-am exprimat la un moment dat greșit când vorbeam cu cineva și zic, cu managerul Iulianei Beregoi, și i-am zic, mai am și eu zile de-astea de burnout, și îmi spune, nu-i bine. Și stai puțin, zic, cred că vorbim despre, avem accepțiuni diferite în ceea ce privește burnout-ul. Zic, ce înseamnă burnout? Și când mi-a explicat ce înseamnă la dicționar burnout, am zis, nu, ăla nu-s eu. Mai am momente în care, simt că sunt un pic supraturat, dar să știi că tranșant și cu foarte multă naturalețe, știi cum tai din ele? Mai tai din ele, dă-le drecu, că până la urmă e vorba de sănătatea mea și când simt că mă supraaglomerez, hop, mai refuzăm două, trei lucruri. Multă lume își închipui că tu ești mult mai mic în vârstă decât ești de fapt. Doamne ajută! Mi-a dat unul un comentariu de hate. Zilele astea am lansat o nebunie, Gojira, pentru copii și pentru copiii din cei bătrâni. Am făcut un cover, un remake la piesa lui Phineas și Ferb. Nu știu dacă ai prins tu desenele astea animate. Și
Și îți dai seama că s-a apucat lumea cu hate acolo. Dom'le, ai copiat. Păi ce să vezi? Vezi că asta înseamnă când faci un cover, să reinterpretezi ceva ce există deja. În fine. Și îmi dă unul cu un hate din ăsta de m-a amuzat teribil. Și că mi se pare o porcărie și o lipsă de inteligență să cânți așa ceva la aproape 30 de ani. În gândul meu era, zic, vezi că fac 33, te pupă tata, la aproape 30 de ani înseamnă că tu numeri invers. Da, ca să înțelegeți exact, îl știu pe băiatul ăsta de când eram minor și tot timpul am vrut să te întreb și am vrut să am o discuție foarte serioasă. Te-am prins și pe tine. Da, da. Vezi că eu nu eram minor când m-ai cunoscut, dar arătam acel mai minor. Deci eu am intrat, fii atent, mic. Nu mi-este rușine să recunosc că până la urmă n-am fraudat nimic, am fost primit. Eu am intrat peste limita de vârstă de la castingul de pariu cu viața la band. Limita era până la 21 și eu mergeam pe 22. Dar eu întotdeauna am arătat a copil. Eu nu puteam să intru în cluburi la 18 ani, Gojira, că nu mă primeau și ziceam, băi frate, uite buletinul, ești nebun, am 18. You know? Da, 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 mie bubu mea zis, bă, vezi că stai mai mare un picuț decât da, noi. Da, era, eu sunt printre cei mai mari din La Band, dacă nu cel mai mare. Nu, ba da, cel mai mare. Nu, tu erai cel mai mare, de fapt. Da, da. Știu cum am uitat pe contract puriu. Eu după aia la un moment. Puriu, eu eram. Dar să știi că a fost bine într-un fel, că am știut să generez ce s-a întâmplat acolo. Bă, asta voiam să spun. Să gestionez, pardon. E o problemă, e sindromul ăla Macaulay Culkin, știi cum e, cu superstarul care e de mic și căruia îi se răpește copilăria un picuț. Și nu numai, mă, dar nu știi să gestionezi, mă, Gojira. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu m-a prins pe la 15-16 ani, că poate nu eram aici. Poate mă bucuram atunci de moment și după aia nu știam ce să fac ca să rămân. A fost nevoie de foarte multă, de foarte mult brainstorming în momentul în care s-a terminat serialul. Și s-a mai terminat și așa. De ce? Pentru că nu e un secret și tu știi. Au fost niște restructurări în trust. Și bă, hai să spunem lucrurile pe nume, pentru că eu am fost unul din ultimii copii și protejați a domnului Adrian Sârbu și când a plecat domnul Sârbu am cam plecat toți care încotro pentru că eram legați și spiritual. Bă, adică... Nu e o chestie de blamat. Orice nou owner al unui business are dreptul să facă schimbări dacă el crede în ele. Acum e important dacă sunt de bun augur sau de rău augur. Bă, citez din Ștefan Bănică, care este un om cu imagine foarte conturată și care e foarte atent la cum se prezintă și cum arată. Când s-au întâmplat restructurările de care zici, am avut noi o petrecere de aia de 1 decembrie, ne-am întâlnit și a venit Ștefan și mi-a zis, bă, grasule, ce pula mea facem noi de acum încolo? Adică stai așa un pic că trebuie să o gândim foarte pentru serios. Pentru toată lumea a fost de gândit atunci, da. Că ne obișnuisem într-o paradigmă, bă, mergea totul. Doamne, dar ce paradigmă! Bă, aia a fost... Era așa, eram noi, colectivul. Era, na... Da, da, da. Și crești, mă, când trec ani și faci chestia aia, devine parte din tine, știi? În schimb, dacă cea mai bună școală a perioada aia pe care am prins-o, aia de care zici, mi se pare că munca în echipă e chestia pe care am deprins-o cel mai bine acolo. Da, frate, și respectul față de oamenii din echipă. Eu am rămas și în ziua de astăzi, oamenii se crucesc, am avut concert acum 3 zile, Doamne, mulțumim. Și la începutul concertului, cât și la sfârșit, eu am o rutină a mea. Domne, mulțumim ăluia de la sunet, mulțumim DJ-ului, mulțumim luministului, sunetistului, Mai erau oamenii șocați, like, wow, ce face ăsta aici? Bă, fraților, asta ar trebui să facă toată lumea. Da, da, da. Trebuie să înțeleagă lumea că tu vii dintr-o paradigmă în care dacă femeia de serviciu nu-și făcea treaba, nu mergea bine. Păi nu-i normal? Era așa, era mecanismul. Păi nu, că nu lucea setup-ul, nu? Sau dacă sunetistul nu e atent cu tine, că mi-ai spus mai devreme că colegul are dreptul să intre, să intre, tată, că e important să ne auzim bine. Că dacă avem episodul și la sfârșit pe omul doare urechea, că a gâjit și că n-a auzit și că s-a... Și acum hai să vorbim de perioada asta de tranziție. Pariu cu viața a fost un fenomen. Baboiaș aici de față mi-a povestit, Baboiaș cred că ar fi și că se uita? Să dai drumul la microfon. Lasă că se uita. Se uita toată lumea. Pe lângă faptul că exact cum spuneam, toți ăștia de rampă la pro... Nu cred că e unul care să nu fi scris pe la pariu cu viața sau să nu fi făcut ceva. Frate, la momentul până și noi ne implicam. Era like o chestie general valabilă. În primul rând pentru că eram young, fresh și oamenii au făcut o chestie super șmecheră. Căutau întotdeauna la ăia de acolo subiectele. Că da, acolo e adevărul adevărat. Acolo ăla, știi carnea. Ăla a fost produsul, cum să zic eu, s-a ținut foarte mult la ideea de produs intern. Pe sistemul in-house, all the way. Da, in-house all the way. Și Baboiaș mi-a zis așa. Acum intru eu. Acum intru eu. Eu la vremea aia am avut toate CD-urile și încă le am. Te pupă, tata. Tot. Eu știi pe care îl păstrez pe ăla de Crăciun. Inclusiv ăla de Crăciun, îl am și pe ăla de Crăciun. Moartea mea. A povestea fost... Baboiaș și bă, nu m-am mai uitat la pariu cu viața. Îți face firea de găină, frate. Bă, ați venit să mă faceți aici să mă emoționez, mă. Nu, tată, dar a fost un fenomen. A fost superb. Care la vremea mă... respectam foarte mult ce se întâmplă, dar mă și enerva. Pentru că, băi, n-aveai loc să iei
N-aveai loc să iei o palmă de la la band și de pariu cu viața. Știu, am deranjat mult atunci. Da, s-a făcut și bani. Băi, deci la la band a fost atât de mare încât, și vă zic sincer acum, au făcut bani oameni care n-aveau legătură cu Lala Band, de pe urma Lala Band. Corect. Nu fiind un exemplu. A fost un proiect uriaș, da, uriaș. Și bă, ce am simțit noi atunci, uite, am ani de zile, mă, fac 10 ani de existență. Nu erați conștienți ce vi se întâmplă în momentul în care se întâmpla? Atunci nu. Știi când cred că am fost conștienți de adevăratele? Că vorbisem și cu sore, vorbeam și cu Bubu, nu era... Undeva de la 70% în sus spre final, începusem să devenim conștienți. Cred că undeva ideea că se stinge flacăra ne făcea să devenim conștienți. Înțelegi ce zic? Că de la 70% deja am văzut flacăra cum se micșora până s-a stins, știi? E, și știi cum e ca în viață. Abia când începi să pierzi un lucru, îți dai seama, hop, stai așa că n-aș vrea să-l pierd, nu mi-l lași mie. Păi și atunci când s-a tăiat, exact cum spuneai tu, că s-a tăiat destul de brusc, mă, atunci, care a fost primul lucru pe care l-ai avut în minte? Adică nu te-a dezorientat? Vrei să spun? Da. Eram la scara blocului cu Rafa și cu Dima, cred, și cu nu mai știu cu cine mai eram și le-am zis așa, m-am uitat în ochii lor și le-am zis, bă, fraților, de astăzi suntem șomeri. Și am început să râd, că eu întotdeauna am fost tâmpit. Zic, bă, oricum, aveam o minge mișto cu care să jucăm în continuare, adică, da, bă, știi? Da, șomer, deja șomer la 25 de ani, 26. Da, 24, cred, 24-25, da. Erau, bă, s-a întâmplat și Teo Trandafir, la cursurile pe care le invoc în fiecare interviu și în fiecare podcast, m-a învățat un lucru, n-ai cum să știi ce e la succes până nu cunoști eșecul. Trebuie să te dai un pic cu capul de perete ca să te trezești, să zici, wow, ok, what's happening now? Și a fost wake-up call-ul nostru. Wake-up call care, să știi, că n-a trezit pe toată lumea. Păi de-aia zic că tranziția de la pariu cu viața le-a ieșit... Nu le-a ieșit tuturor. Nu multor, da. Nu le-a ieșit multora. La asta mă gândeam. Tu începusei deja să migrezi spre zona asta de online atunci? Parcă că nu mai ții minte. No! Nici o șansă, Gojira. Atunci vrei să spun un lucru franc. M-am axat foarte mult, știu că sună cringe, dar este cum se zbate un om ca să răzbată în viață, da? M-am axat foarte mult pe business pe de-o parte și pe cealaltă parte pe presă. Pe business în ce sens stai axat? Atunci m-am apucat să am grijă să-mi deschid și să am grijă de saloanele mele de înfrumusețare. Aia credeam eu că vreau să fac. Cum, tu voiai să fii stilist? Nu, tată, eu eram owner, eu nu eram la scaun. Dar știam că e o zonă, în primul rând, fii atent, o să mă înțelegi imediat. Era o zonă pe care o puteam promova ușor, pentru că eu întotdeauna am fost metrosexual, narcisist, bababa, bububu, cum se mai numește acum, da? Și oamenii mă cunoșteau pentru chestia asta, bine, atunci era foarte controversată, acum toată lumea e. Așa? Și zic, bă, eu chestia asta pot să o promovez. Și am zis, hai să încerc. Întotdeauna am fost cu freze, schimbate, ne numesc că și acum mi-au zis că mă tun ca ciuperca, că mă radio pe aici și îmi las păr. Păi dacă mie îmi place ciuperca, te-am tuns pe tine, mă, nu te-am tuns pe tine, m-am tuns pe mine. Te simți responsabil pentru apariția sintagmei de bombardier? Fii atent, un bombardier respectat din Țăndărei mi-a zis, a, păi eu până să-l văd pe Dorian, nici nu mă gândeam că trebuie să mă tun frumos. Nu știu, ai pus atât de bine întrebarea asta încât mă simt un pic, știi de ce n-aș putea... Ești arhetipul bombardierului din România. Sunt 90% arhetip, nu sunt 100% arhetip, pentru că eu întotdeauna am căutat business-urile cinstite, munca, și cred că adică definiția completă a bombardierului nu implică muncă clasică, ca nu să nu fiu mai... deschis de atât. Păi nu o să zic ce meserie, vorba vine meserie. Avea domnul care ți-a povestit, da? Îl găsim pe ziare imediat, a apărut prin lume. Dar din multe puncte de vedere, da, sunt oarecum arhetipul bombardierului. Mușchi, mașină, pe vremea aia nu scumpă, dar să pară scumpă măcar. Lasă-mă că veni să iei cu roverul ăla de plastic. Cu ce rover de plastic? Stau că aveai un... Chrysler. Chrysler aveai? 300 ce ăla, da. Da, 300 ce ăla. Da, frate, da, vezi că aia mașină de câteva mii făcea o impresie pe stradă, că vrei să spun un lucru. Erau vremurile alea în care jumătate din lume nu știa dacă e Bentley. Cei necunoscători spuneau chiar Rolls, e ca lui Dan Diaconescu. În gândul meu zic, da, mai am de mult și vreo 60 de ani până acolo, dar... Era, dar aveai interiorul numai din plastic, știu că am avut discuții. Păi da, mașinile americane așa sunt, mă.
Mașinile americane sunt 80% plastic. Vezi că eu să fac mașini americane. Babuia știe foarte bine. Păi eu te cred, da. Ele au cu... Ele sunt super cool din punct de vedere al ego-ului și sunt super cool din punct de vedere al puterii. Dar pe finisaje n-ai cum să le lauzi. N-ai cum. Nu. N-ai cum. Și eu sunt fan. Eu sunt terminat după Escalade. Ai văzut cum arată Escalade-ul nou cu ecranele alea mari, cu nu știu ce, dar sunt niște costuri. Bine, nu neapărat finisajele m-au oprit din am lua o mașină americană Gojira, dar acum divagăm, ci faptul că te chinui cu piesele. Eu am lovit Chrysler-ul atunci și nu vrei să știi cât m-am chinuit. Pentru că era ediție de America, nu era de Europa. Aoleu. Și toate piesele importate și imaginează-ți vamă la o bară de față. Te-a costat șmecherie. Da. A costat reparația cât mașina. E trist, azi. Da. Da. Păi a costat reparația cât mașina. Adică, like. A avut momente post pariu cu viața în care literalmente ai avut probleme cu banii? Da, frate, cum? Da. Dar toată lumea și închipuie că tu faci o grămadă de bani constant de când erai mic. Tu faci grămezi de bani constant. Mă, post La La Band n-au fost atât de mari cum erau înainte de La La Band, dar ca să-ți dau un senzațional, înainte, fix în zilele, n-am să uit niciodată, în zilele în care maica mea m-a sunat să-mi zică, bă, nu mai știu ce să mă fac cu tine, că eu muncisem în bancă și aflase ea că ea fusese un fel de... Eu am zis că mi-am dat demisia, dar de fapt fusesem și concediat și ea și cunoștea pe acolo pe cineva care m-a trimis la interviu și mi-a zis, bă, l-au concediat. Și eu am zis, stai așa, că n-a fost chiar așa, a fost jumate-jumate, eu vreau să dau demisia, ei vreau să mă concedeze, nu-mi place la birou. Și înainte să aplic la casting, boss, nu mâncam ca să strâng de chirie. Eram și capră râioasă cu coada pe sus, pentru că aveam loc în cămin. Am învățat tot timpul, ți-am zis, palma, că până am terminat facultatea, mi-am luat capace. Tu ce ai terminat exact? Contabilitate și informatică de gestiune la ASE, la Academia de Studii București, Economice București. Te-a ajutat în partea de management acum? Mă ajută și în ziua de astăzi. Pentru că eu am învățat, informatica mi-a plăcut întotdeauna și informatică egal social media, no doubt, iar partea de cifre, frate, m-a ajutat, știi cum? Eu acum sunt propriul meu manager, eu nu am manager. Eu am booking agent, băiatul care preia concertele, dar de multe ori sunt negociate tot de mine, el doar se ocupă de hârțoage. O mai am pe Cori, care este PR-ul meu și care mă susține în partea de PR, dar pe partea de management eu negociez tot, eu discut tot, eu sunt propriul meu agent. Și acum o întrebare de asta, că noi avem, obsesia asta a făcutului tot ca afară. Așa. Ți se pare ok tu, ca artist, ca persoană publică, să fii propriul tău manager? Nu este jocul la nivelul la care să pot să spun că nu mi se pare ok. Dacă eram în state, nu mi se pare ok. Că n-aș fi putut să joc cărțile alea. Poate sau poate puteam. Dar în România e light. Dar nu ți se pare că scade din grade dacă te apuci cu toți primarii de până țară să-ți negociezi? Hai să râzi. E exact invers. Pentru că, domn primar, sau ownerul vrea să te cunoască pe tine, mă. Mai mult de atât, agenții poate de multe ori nu-ți reprezintă comportamentul și poate vorbesc cum tu n-ai vorbi. Da, mă, dar agenții... Măi, eu-s dulce și cola care spune, bă, am 100 de euro. Bă, o să-i spun că poate de 100 nu poți să-i oferi foarte multe și că poate nu putem lucra, dar eu spun frumos. Agentul spune, ce mă, 100? Du-te, bă, sună la altcineva. Și nu-i bine, pentru că, bă, să-ți lași loc de bună ziua e foarte important. Părerea mea, eu așa am înțeles viața până acum, până la 32 ăștia. Eu știind și chestiile pe care le faci extra față de proiectele tale comerciale, o să întreb acum, care e proporția de... chestii pe care le faci pentru bani și chestii pe care le faci caritabil. Of, acum o să spun o chestie care nu-i tocmai business-wise. De multe ori am un 30-40% extra și 60-70 business. Dar, mă așteptam să fie mai mult extra, sincer. Nu știu, ți-am zis așa un procent, nu le-am... Tu ai niște trigger-e și când folosesc termenul ăsta de trigger... are o conotație că se poate de pozitiv. Ai anumite slăbiciuni pe care dacă cineva ți le împinge, da. Inclusiv în telefonul, da, din ai auzit mai devreme. Am auzit, adică... Păi da, păi știi că acum lumea are acces foarte ușor la oameni prin aceste videocall-uri, știi? Și e mult mai ușor să accepti un videocall, o întâlnire video, decât o întâlnire fizică. Poate nu poți ajunge în nu știu ce oraș, dar videocall ce poți să-i spui omului? Bă, nu poți să vorbesc la telefon? Și m-a strat cineva, domne, că uite așa copiii de clasa 5. Când am auzit copiii de clasa 5, am zis, ok, hai să facem. Nu mai încape îndoială. Eu iubesc generația nouă și mă gândesc cât de mult m-ar fi ajutat și pe mine să-l am pe unul mare. Eu sunt modelul ăla parental fără tată, știi? Și n-am avut, mă, guidance. E de rahat, înțelegi? Că m-ar fi ajutat. Și la fel, probabil, de ok, aia... big up. Și îmi dau seama că m-ar fi ajutat niște vorbe. Nu neapărat iau un ban, că n-am avut nevoie. M-am descurcat, eu m-am sucit, m-am făcut umbe și am reglat-o. Dar vorba.
Bă, vorba, momentul ăla în care ești blocat, să-ți uși tu pe tactul, că poate Mike Time Mike, e mamă, e femeie, nu e la fel, da? Să zic că mă, uite, fă aia, sau eu gândesc că ești bărbat, ar trebui să faci așa. Și atunci, hai să-mi part eu cu copiii, dacă, știi? Crezi că a ajutat foarte mult în, mai ales că am avut discuția asta la început și avem sensibilități creștine amândoi, asta e altă chestie pe care o avem în comun. Bine, eu nefiind absolut deloc habonic. Dar acum vorbim la nivel de raportare socială și traumă personală, ca zic așa ce întreb eu. Crezi că ai alunecat natural și organic către religie ca mecanism de compensare a lipsei figurii paterne din viața ta? Nu. Am alunecat spre religie ca recompensă pentru ceea ce am primit în viață, pentru că am primit mult mai mult decât mă așteptam, Gojira. Și nu știam, eu am învățat de la maică-mea că trebuie să spun mulțumesc și pentru o sămânță dacă o primesc, știi? Dar nu-i mecanism. Și căutam să spun mulțumesc, dar nu găseam, știi? Scuze că te-am întrebat. Nu-i mecanism compensatoriu, cum îmi place mie să zic, sindromul Gigi Becali, adică mai dăm un tun, mai ridicăm trei biserici, mai spălăm. Nu, no, Doamne ferește, nu, pur și simplu, bă, voiam să mulțumesc pentru că primeam mai multe, deși în continuare primez mai mult decât am visat. Chiar vorbeam acum ceva vreme cu cineva și spuneam, băi, eu când mi-am dorit să-mi fac o casă, nu mă gândeam că o să aibă și piscină. Tot dacă s-a întâmplat pe parcurs să se poată, am zis, ok, hai, fă și balta acolo. Mamă, și... la mine ăsta e plan de marketing și o să vorbesc cu tine. Deci, dacă ne facem noi bloc de locuințe, pentru că o să-i al tău, că am văzut cum au crescut, unde ți-ai făcut casa acum, băi, voiam să iau teren acolo. Chiar voiam să zic, bă, fute, noroc să te fut. Voiam să ne luăm și noi un teren acolo. Mi-am zis eu singur. Da, în zona aia, ți-ai făcut tu casa aia, bă, au crescut, s-au triplat, frate. Deci, asta zic, oameni care fac bani după urma ta indirect, în contextul în care n-au nicio legătură cu tine. Cum era la Lala Band? Exact așa și eu acum. Nu pot decât să mă bucur că fac și să-i mulțumesc lui Dumnezeu că am puterea asta. Să știi că mi-am dat singur la joale. Pentru că eu m-am apucat și eu să construiesc tot lângă mine și am luat terenurile la prețurile ridicate de mine. Înțelegi ce zic? Dar așa a vrut Dumnezeu, că n-am avut bani să cumpăr atunci înainte să mă apuc de casă. Că wise așa era. Luam la început mult teren și după aceea îmi făceam eu casa dacă voiam să fiu afaceristul ăla până la sânge, știi? Da? Hai să ne întoarcem un picuț. Bun, s-a tăiat pariu cu viața, s-a tăiat la Band, a rămas un gol foarte mare. Probabil ți-ai pus întrebarea, bun, și acum ce fac? Am înțeles, te-ai axat pe business. A venit Dumnezeu și mi-a dat pleașca. Care a fost pleașca aia? Jungla. Sunt celebru, scoate-mă de aici. Mare pleașcă. În primul rând a fost identificarea mea ca entitate separată de la Band și personajul Andrei, că oamenii mă zicau Andrei pe stradă. Nu e o glumă, e știut faptul ăsta, e știut lucrul ăsta. Acolo am putut să arăt cine-i Dorian Popa. Acolo oamenii au început să înțeleagă că măscăriciul ăla, maimuțoiul ăla, e de fapt Dorian Popa, nu e Andrei. Și că Andrei, personajul din Pariu cu viața, este poate o altă personalitate, nu foarte diferită, dar o altă personalitate. Și am și făcut o impresie bună. Și atunci de acolo continuarea a fost un pic mai lejeră. Aia a fost o pleașcă, tot de la bossul mare. Ai avut momente în care ai simțit că totuși e prea mult ce se întâmplă? Ai zis, bă, e un pic cam complicat. Lasă cum mi-ai explicat tu că ai vrut să fii recunoscător, că ai primit mult mai mult decât te-ai așteptat. Bun, în care ai simțit literalmente că te depășește situația. Ai zis, bă, e un pic cam... Nu, niciodată n-am simțit că mă depășește situația, însă am simțit un pic când mi-am deschis prima oară canalul de YouTube acum 4 ani, că poate nu sunt înțeles cu exagerările mele. Aveam niște vloguri care au controversat chiar și apropiații, știi, au stârnit controversă și printre apropiați și zic, bă, așa tâmpit să fiu eu? E vorba de vlogurile în care îmi puneam smântână pe cap, înțelegi, mâncam pastă de dinți. Ele sunt niște trenduri de afară, Gojira. Da, și mai trebuie să spun un lucru. În România aceste lucruri au ajuns tot prin show-ul ăsta din junglă în care eu am fost. Pentru că vezi tu, când ești la televizor și ți se toarnă rahat de viermi pe cap, nimeni nu consideră că e cringe. Dar când e pe YouTube și stori smântână, vai ce penibil. Hai să nu uităm că toate bălăriile pe care eu le-am făcut pe YouTube la început au ajuns la televizor, Gojira. Ruletă cu scârboșenii, mănâncă viermi la televizor. Nu-ți dăm acum emisiunile, că nu-i cazul, dar toate scârboșenile astea au ajuns și pe TV. Doar că pe TV lumea n-a considerat că-ți cringe.
De ce? Că, bă, televizor e televizor. În continuare, prezența pe televizor te legitimizează clar ca fiind persoană publică? Tu asta vrei să-mi zici? Nu mă refer neapărat ca, ca entitate, ca om, ci prezența pe TV a unor challenge-uri, ca să le zic așa, legitimează challenge-urile respective. Deci după ce a apărut pe internet Mâncăm Scârboșenii și a apărut și la Asia Express, e, vezi că puteai să mănânci voi pe YouTube, că nu mai spunea nimeni nimic. Dar până să apară pe TV erai cringe, idiot, măscărici, fomist de bani. S-ai enervat, mă. Nu m-am enervat, mă. Ți le zic cu energiile pe care le am în mine, pentru că mie nu-mi place să disimulez. Băi, eu ăsta sunt. Eu și când mă calcă ceva pe coadă, da, o spun cu energia aia, chiar dacă nu stârnește nicio energie negativă în mine, că I don't give a. În discuția pe care am avut-o la telefon, mă rog, și pe WhatsApp, legat de podcastul ăsta, tu mi-ai zis, bă, am făcut un picuț de research și mi-e un pic teamă de publicul pe care l-ai tu cumva așa. Nu, de mine. De tine. Ce era teamă pe... Mă, adică... Păi nu știu, mi-era să nu faci podcastul cu mine și după aia să te umpli de hate, să zici, ia uite, bă, l-am chemat pe ăsta, m-am mâncat în... Băi, nu. Ideea podcastului ăsta, trecând peste diversitate, că ai văzut că a fost... Am văzut, divers. Da, foarte divers. Așa. E că sunt totuși unii oameni care mi se pare că nu sunt înțeleși pe Dan Tregu așa un picuț, și pe lângă toată partea asta glamuroasă există aparentă, pentru care probabil sunt hateriți, că ăsta e principalul motiv. Băi, există și foarte mult efort investit în direcția... Oamenii nu o să înțeleagă asta, Gojira, oricât o să podcastuim noi și o să fim sinceri. Da, bă, știu, dar asta e partea ingrată a showbiz-ului, că nici nu interesează și mi se pare normal să nu intereseze. Și mie. Că nu cred că vrea nimeni să-l vadă pe Dorian Popa plângându-se cât trage el ca să ajungă la concerte și să facă vlogurile. Și păi nu, de-aia nici nu o fac. E șampania caldă. Da. Am o zi de căcă. Nu. Corect. De-aia nici nu o fac, Gojira. De cele mai multe ori singurul lucru pe care îl spun legat de paradigma asta, de himera asta a orelor multe de muncă, este munciți, fraților, dacă vreți să vă iasă visurile. Atât. Nu vai de mine cât muncesc eu. Nu. Dar munciți. Că dacă vrei la poartă mașină de 200.000, trebuie să faci ceva. Că e de bombardier sau nu, fiecare bănuț are costul lui. Tu alegi ce bani vrei. Dar fără stres, muncă și alergătură, nu se prea poate. Care e zona în care nu te duci niciodată? Acel lucru pe care nu să poți să-l faci niciodată. Am mai spus, nu vreau să promovez lucrurile care degradează oarecum societatea. Nu vreau să țintesc către nimeni acum, dar am spus chestia asta, nu mai știu, într-un interviu sau într-o discuție relaxată cu cineva zilele trecute. Am avut oferte de promovare video chat și n-am putut să promovez chestia asta, pentru că deși nu mă deranjează pe mine personal și fiecare alege să facă ce vrea cu viața lui, și am mai spus un lucru, atâta timp cât Constituția prevede că acest lucru este legal, fiecare face ce vrea în dulapul lui, dar nu pot să promovez eu. Pentru că eu aș vrea ca... follow-uri pe OnlyFans? Nu sunt pe OnlyFans. Nu tu, mă, nu tu, lasă, tu, ai dat follow la... Păi nu am aplicație, cum, Doamne ferește să nu? Nu, fii atent, iarăși, am fost invitat să promovez. Nu știu dacă cineva are vreo legătură cu platforma sau a fost... Chiar mă gândeam, totuși o platformă străină, de ce mă chema cineva să o promovez? Și mi s-a spus că nu e greșeala celui care m-a chemat să promovez. Nu e ca afară, nu e ce crezi tu. Când am auzit nu e ce crezi tu, zic, ia stai puțin, dar ce cred eu de... Zice asta că cred și eu nu cred. Și când am văzut ce se întâmplă acolo, am zis, bă, nu. Bă, nu. Deci nu am o problemă, repet, sunt lucruri care sunt legale, da, dacă cineva a decis, bă, chestia asta se poate întâmpla pentru că nu e de acuzat, jos pălăria, dar eu n-aș vrea ca tinerii noștri să se gândească, să-și clădească cariere în zonele astea. Cum nu spune nimeni că, repet, nu o pot face. De ce? Ți se pare că nu e o zonă cu bătaie lungă? Nu că mi se pare că nu e o zonă cu bătaie lungă, mi se pare că e o zonă care nu e tocmai ce trebuie pentru demnitatea ta. Da, dacă îți place ție 100% și aia e, poți să faci și filme XXX, că până la urmă și alea-s legale. Dar asumă-ți! Asta vreau să zic, că tu cumva acum, adică gurile rele ar putea să zică, bă, dar stai un pic, că și tu promovezi o imagine hipersexuală. Care poate nu e de bun augur pentru anumite modele, dar eu mi-asum. Știi ce înseamnă pentru mine a-ți asuma? Vezi, în Statele Unite, pornstarurile, bă, sunt asumate. Au covor roșu, au milioane de euro în casări, de dolari, da? La noi faci filme XXX, dar te ascunzi. Păi stai puțin. Nu, avem și noi.
Avem și, uite, Nelly, pe care o avem invitată. Care e asumată. Da, clar. Jos pălăria, Gojira. Jos pălăria. Dacă toate domnișoarele din București ar ieși pe stradă și ar spune eu fac video chat, sunt mândră și am încasările astea pe lună, jos pălăria. Dar știi că nu e o problemă asta. Adică am... Eu înțeleg ce spui, că tu vii dintr-o... tu ai prins o generație de-asta intermediară în care ne plăceau anumite chestii pe care le aduce, cu ghilimele de rigoare, capitalismul, dar fără okay. să ni le asumăm, exact cum spuneai. Corect, exact. Că e chestie de educație asta. Exact. E rușine, mamă, totuși, să recunoști că te uiți. Aici e o problemă, neasumarea. Eu cu asta am o problemă, nu cu... Adică, bă, dacă tu ți-asumi și ți-e pare că e o chestie cu care poți fi mândru, bravo. Pentru că, repet, e viața ta, e webcam-ul tău, este apartamentul tău, nu deranjezi pe nimeni, ba mai mult... N-ai cum să atingi pe cineva fizic ca să-i faci vreun rău. Dar nu este o chestie pe care eu aș promova, o repet. Când mă întrebai ce nu aș face. Proiectează-mi și persoana publică, dar și omul Dorian Popa de acum 10 ani. Adică presupun că tu, având și studiile pe care le ai și având un plan de marketing personal destul de bine pus la punct, Calai termină cu prostile, nu dau ochii peste cap. Normal, nu te-am dat. Da. Nu. Dă reluare. Mă gândesc, ai făcut și un plan pe termen lung. Nu-l făcusem de atunci, eram mult mai nechipzuit. Eu deja voiam să încep cu proiectarea, dar te-am lăsat să termini fraza. Așa. Mult mai nechipzuit, mult mai arogant. Nu aș spune mai puțin profi, cu mai puțină experiență. Pentru că profi îmi doream de atunci să fiu. De-aia și eram cu, știi, înjuram și după aia, scuză-mă, iartă-mă, hai să filmăm, dubla 70. Aia e, strângem din dinți, mergem înainte. Acum am ajuns atât de profi încât nici nu mai înjur, știi? Bine, pe mine pe acolo îți dai seama că se mai întâmplă. Hai da! Și asta, definiția mea de acum 10 ani pe care vreau să o subliniez și pe care sunt mândru că am reușit oarecum să o depășesc, este aroganța în exces. Îmi place foarte mult că te-ai dus în trecut, înseamnă că ți-e frică un picuț de viitor, că întrebarea mea era cum te vezi tu peste 10 ani. Adică proiectează în personajul Dorian Popa și persoana publică și omul Dorian Popa de acum 10 ani. Bă, în primul rând, oricât de clișeic ar suna, îmi doresc din suflet să dorm în sală și peste 10 ani, așa cum am făcut-o și până acum. Este religia mea și mă face să fiu cu o minte curată, aerisită și întotdeauna gata de acțiune. Eu sunt dependent de sport și așa cum mi-a spus cineva și m-a șocat, dar uite că mi-a plăcut, văd că mi-a rămas în minte. Bodybuilderii, da, fitnessiștii, cum vrei să le spui, sunt ca niște drogați. De ce? Pentru că dacă nu te mai duci acolo, deja te ia depresia, nu mai îi secreții dopamină, serotonină, endorfine, aoleo, n-am ajuns la antrenament, aoleo, mă simt nașpa, dar cred că este o adicție super bună. Adică, eu, nu știu, nu aș putea simți vreodată prost că sunt dependent de sport. Îmi doresc 10 ani, 42. Îmi doresc să trag în continuare rachetă, undeva pe după 50 sper să pot avea de ajuns încât să zic hai mă, hai acolo, ne plimbăm, ce muncă, nu. Deși mulți spun că la cum mă văd, îmi zic că nu mă voi liniști nici la 50 de ani. Par genul care se duce direct în mormânt, adică după da. Genul... posibil. Din fața camerei direct în mormânt, ceea ce e foarte posibil. Că păi și munca e o adicție. Iubesc să muncesc, mă, sunt workaholic, îmi curge prin sânge. Iubesc să muncesc, vrei să te mint? Iarăși nu pot să cred că pot să mă simt prost că sunt workaholic. Că până la urmă n-am intrat în burnout, simptome, știi, mentale. Ai văzut Pumping Iron? De prea Iron. Multă muncă. Pumping Iron, filmul nu, Pumping Iron? Nu. Despre revenirea lui Arnold Schwarzenegger în, când era el in his prime. Ce șmecher. Exact. Și în Pumping Iron, Arnold Schwarzenegger era mare troll. Are un tricou pe care scria Arnold is numero 1, fuma iarbă tot timpul și sfida tot. Stătea, fuma iarbă, își troluia concurenții constant și când din off a venit întrebarea, domnul Arnold, dar băga steroizi? A început să râdă și cu o candoare ieșită din comun a zis who doesn't? Bă, omul a recunoscut și acum te întreb și pe tine, că presupun că asta a fost o întrebare care ți-a fost pusă, nu știu dacă atât de direct, vreodată, s-a băgat steroizi? Bă, pentru mușchi trebuie să faci anumite sacrificii. Suplimentele nutritive nu sunt un secret. În momentul în care... ne vor fi permise mai multe, îți voi povesti mai multe despre sală și despre ce înseamnă mușchi și despre ce înseamnă dedicarea
pentru corpul tău, pentru sistemul tău muscular, deocamdată e tot răspunsul pe care pot să ți-l dau. Am înțeles. Fiecare înțelege ce vrea de. Eu am înțeles exact. Eu am răspuns tot ce bine, era de nu răspuns. Nu te mai întreb de Clem Buterol și de asta. Eu am răspuns tot ce era de răspuns. Vezi că ăla e agresiv și pentru slăbit și nu-i tocmai wow. Da, știu, știu, știu. Mi-a povestit un prieten. Da, păi am auzit și eu. Bă, citeam pe Clem Buterol. Și mi s-a oferit Clem Buterol și n-am luat. În primul rând sunt medic și știu și un pic de toxicologie și farmacologie. Bă, și stăteam, citeam, vedeam toate substanțele alea care au efecte secundare adverse care se bat cap în cap. Adică e un efect secundar care se bate cu altul. Dacă îți faci temele, e nașpa cu e cu foarte nașpa. Da, și scrie acolo, may cause noxious, nu știu ce. Și la sfârșit, foarte frumos, scris cu roșu, and even that. Oh, serios? Da, mă, și erau oameni care luau cu lingurița, adică aia care mi-au dat, vorbind de Clem Buterol acum. Bă, stați deoparte de chestiile pe care nu le știți, adică nu băgați în corp chestii pe care nu le știți exact. Și vă zic eu care arăt cum arăt și vă știe și băiatul ăsta care arată. Și mai e o chestie, Gojira, eu am spus chestia asta de atâtea ori, dacă ar înțelege oamenii, și mușchii, ca orice alt lucru, se pot face cu cap sau fără cap. Da? Cu cap ce înseamnă? Uite. Ai auzit o chestie de la un prieten, da? Bă, nu iei și bagi în gură ca de pe jos, că nici de pe jos nu iei și bagi în gură, da? Citești, te documentezi, îți cultivi creierul, mă. Ce, despre ce îmi povestește X-ulică? Păi, Clem Buterol. Ia să vedem, bă, pe Google. Ce e asta? Ca să înțelegeți, e ilegal cu cap, în Europa acum, din câte știu. Cu cap sau fără cap. Absolut orice steroid anabolizant este ilegal. Așa e, da. Absolut oricare. Au început să le cam taie și în state acum, deși sunt un picuț mai permisive. Păi, dar ce, în state nu erau interzise, nu erau ilegale? Clem Buterolul până prin 2003-2004 s-o lua. Habar n-aveam. S-o lua și la nivel competițional. Păi de ce crezi că ăștia din MMA brusc au început să aibă burtă de vreo 5-6 ani? Serios acum, și mega sportive, adică... Da, mă, oricum, na, asta cu chestiile astea, subiectele astea tabu, sunt foarte ușor de lămurit dacă ai ochiul format, cum s-ar spune. Dacă ai ochiul format, înțelegi din start ce trebuie înțeles. Altă chestie care mi-a plăcut foarte mult și pe care ar trebui să o învăț de la tine mai elegant, așa, pentru că eu sunt genul de dobitoc care e și foarte afectat de chestiile astea, a fost, bă, Gojiro, stai liniștit că eu simun la hate oricum, dar pentru tine vreau să fie bine în podcastul ăsta. Când am stat și am vorbit... Eu sunt obișnuit pentru mine hate-ul, e ca cafeluța de dimineață, știi, o bei, dar nu simți nimic. Da, te-ai afectat la un moment dat? La începuturi, era greu. Foarte greu. În primii 3-4 ani, să zic așa. Ani. Ani, până când am înțeles că omul o să vorbească. Și până când a ieșit lunaticul de Kanye West și a zis, boss, dacă nu vorbești de nimeni, s-ar putea să nu însemni nimic. Adică, cred că nu ți-a ieșit nimic dacă cineva nu spune ceva, știi? Și am tot auzit de astea și am crescut și m-am maturizat și am înțeles că oamenii o să vorbească. Păi nu știi că e vorba lui Oscar Wilde, el a zis-o acum 200 și ceva de ani, a spus, un singur lucru mai rău decât să vorbească cineva de rău de tine. Să nu să vorbească deloc! Pam, pam! Da, mă tot gândesc acum. Noi tragem podcastul ăsta la o zi după unul din cele mai ciudate live-uri pe care le-am avut, ți-am zis, cu băiatul ăla de la Bills. Bă, deci ne-a rostuit ăla. În primul rând a intrat, s-a așezat pe scaun și m-a luat pe mine. A zis, bă, Gojiro, eu înțeleg că la voi, la DJ, sunteți în spate acolo pe scenă, mai în întuneric, în... Nu te vede lumea exact. Bă, dar uite-te și tu cum arăți. Adică, bă, e ca și cum ai renunțat, efectiv. Ai renunțat. Bă, vrei să spun un lucru? Foarte bun. Pe parte de roast, sunt tot unul dintre curajoșii care a făcut mamă, câte primul roast din România. Am văzut ăla lui Bieber de afară, mi-a plăcut foarte mult. Eram cu tâmpitul de bordea la Plasa de Stele. Bă, da. Doamne, dacă aș avea o filmare cu momentul ăsta, ar fi senzațional. Eram în cabina juraților acolo. Nu era Buble, că eram eu cu el și cu Buble jurați la Plasa de Stele, negru prezenta. Și ăsta, cred că, ce se gândea el? Nu o să vrea, mă, bou ăsta, dar hai să-l întreb ce am de pierdut. Și îmi zice, bă, știi că, uite, există un fenomen acum afară, se numește roast. Și ce crezi? Zic, da, mă, știu tot, vrei să facem când? Și Bordea era la, bă, ăsta-i dobitoc, ăsta știe ce a acceptat și, bă, să știi că o să fie tot. Zic, da, mă, când îl facem, zi? Și n-am sunat niciodată, 2 octombrie? Zic, atunci pot, am liber, da. Nu-s la concert, facem?
Bine, mă, facem. Mie mi-a zis Nathan Tip, a zis, mamă, să fii atent că facem. M-a sunat câteva zile să zică că e sold out și că bagă oamenii pe lângă. Zic, bravo, frate, Doamne ajută. Da. Bă, știi ce, Gojira, mi-am dat seama de atunci că, repet, am învățat de la oameni de calibrul lui domnul Adrian Sârbu că trebuie să gândești în perspectivă un pic. Și eu mi-am dat seama, era foarte mult hate. Și zic, bă, mâncați, da, dacă tot hate-ul ăsta o să mi-e spună cineva în față. Și îl văd și ea de acasă care scriu în spatele tastaturii, nu mai, și se arde. Nu mai stăm să-i mai calificăm. Și se arde, se consumă. Ori veniți cu altceva nou, ori nu mai veniți cu nimic că s-a spus deja. Nu cumva o să fie o mutare de marketing bună, că și spuneai mai devreme că le gândesc. Da, le gândesc, că nu sunt prost. Că asta nu înțeleg oamenii. Bă, ok, măscărici, clown, cum vreți voi, metrosexual, homosexual, dar fără matematică aici, nu faci, bă, treaba atâția. N-ai cum. Că altfel erau toți milionari și youtuberi și instagramări. Nu? Da, ai avut momente inclusiv pe partea asta de online. Dar când întreb de momentele astea, eu întreb de chestii mai recente, nu de început, că la început e normal să faci să le ai îndoială. E cumva normal. Așa. Dar acum recent în care ai zis, bă, o să cam vine să o cam tai. Nu, frate. Așa. Doamne ferește, nu. Iubesc ceea ce fac, sunt pregătit să mă lupt cu toate impedimentele, să depășesc toate impedimentele, obstacolele. Nu, este ceea ce oamenii spun, a, ce bine că te-ai apucat de construit, la un moment dat trebuie să ce? Măi, fraților, dacă eu vreau să fiu clown până la 60 de ani, o să fiu clown până la 60 de ani. Pentru că atâta timp cât eu sunt conștient de valorile mele, de inteligența pe care mama mea mi-a implementat-o, studiile implementate de mama mea mi-au dat o inteligență și o educație și o construcție psihică puternică, n-are de ce să-mi fie rușine de ce, că fac o melodie de copii și mă scălâmbă-i pe acolo. Bă, fraților, domnul Marian Râlea ne făcea să râdem când era magicianul din Abracadabra la peste 40 de ani, mă, sau în jurul a 40 de ani, din calculele mele rapide. Cam așa. Era vreo rușine sau ce? Și e unul din cei mai țepeni actori pe care a avut, băi, țara, frate, în continuare. De ce? N-am spus niciodată când m-a sunat domnul Adrian Sârbu, acum, de curând, în ultimii 2-3 ani, să-mi zic că, băi, Doriane, îmi place măscăreala ta calculată. Domnul Adrian Sârbu a definit-o în două cuvinte. Măscăreală calculată. Mie nu mi-a făcut niciodată vreun compliment de aia. Bă, să știi că și eu m-am mirat. A fost like... pur și simplu, nici taică-miu dacă îmi spunea, dacă ar fi existat și mi-ar fi spus asta, nu m-ar fi împlinit cât m-am împlinit acel telefon. Ca să nu-ți mai spun că atunci când te sună domnul Adrian Sârbu pe telefonul tău personal, it's like, trebuie să faci un print screen. Înțelegi cum fac copiii când vorbesc video call cu tine. Sper din tot sufletul să nu vorbesc prostii, dar nu vorbesc prostii, că e poză făcută de Nathan Ticu. Sper să o mai aibă el. Noi avem o poză făcută în Buftea. Paranteza, apropo de perioada sub Adrian Sârbu, avem o poză făcută în Buftea, dar stăteam, nu știu ce dracu, stăteam, mâncam acolo, era un set ăla, erau alea trei feluri de mâncare, pe alea le mânca, le învârteam. Șnițel, somon și... Șnițel, somon și șnițel cu somon. Deci astea erau alea trei feluri de mâncare. Și aveam poză, stăteam și mâncam somon pe ziar. Dar era ieftin, vă zic de pe acum, era 12 lei somonul, mie îmi plăcea. Da, nu, îți făceai treaba, era ok. Era semicantin așa. Și în spate ne fotobombează Van Damme, care filma acolo și se ducea la sala aia mică. Știi că era sala aia de sport. Dar cum, frate, eu mă antrenam acolo, ce ai cu toți bodyguards-ii? Exact. Păi de cum? E locul ăla, singur loc în care eu n-am fost în Buftea. Aia era sala aia, vorbesc serios. În rest știu toate casele alea de căcat alea de pe marginea lacului. Unde erau cai? Unde erau cai, mă duceam și dormeam acolo în pauzele dintre cadre. Nu zăpăcit ești, mă. Da, mă, le știu pe toate. Aia în sală e singur, nici nu știu cum arată pe dinăuntru. Știu unde era, știu cum era pe afară. Băi, și avem o poză, noi, mi se pare că era și Sore, mai era cineva, dar nu mai știu cine. Și, era un actor care lucra în serialul domnului Călinescu de atunci. Și în spate este Jean-Claude Van Damme. Eu n-am observat că e Jean-Claude Van Damme. Care fotobombă. El a văzut camera. Bă, ce înseamnă superstarul? A văzut camera, a zis, știu că sunt în spate, e posibil să nici nu fiu văzut. Hai clar, să facem ceva. Mă așez la poză. Și e Van Damme în spate. Bă, ce tare. Deci știu că s-a adunat lumea să uite la Van Damme cum merge la sala aia din Buftea. Da, l-am prins și eu când era în Buftea acolo. Aveți? Sărise de 50, mamă, în ce formă era. Era incredibil. A fost după scandalul cu bătaia din bambu. Păi nu atunci a luat-o?
Nu, 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 nu. Nu în perioada aia când era în România? Deja era a treia oară când venea atunci. Ah, ok, ok, ok. No, bătaia a fost la prima. A fost la prima. Și a fost denaturat acolo. Bă, dar apropo de bătăi și hate-uri și de-astea, la un moment dat n-a fost lume care literalmente ți-a sărit în gât? Ai avut momente în care te-ai simțit în pericol? Tu ca om, așa, lasă... Dorian Popa, personaj. Bă, frate, să-mi sară în gât direct, nu. Dar s-au mai umflat oamenii pe la mine. Și având în vedere că sunt totuși un sportiv împătimit și am și un 1.86, să știi că niciodată nu am ezitat să-mi arăt și eu colții, pentru că nu am sărit niciodată la bătaie, sunt un tip pașnic. Dar a-ți arăta colții nu înseamnă să sar la bătaie. A-ți arăta colții înseamnă, băi, ești sigur că vrei să mă mușcă? Uite cam cum aș mușca eu. Și să știi că am implementat respectul ăsta. De cele mai multe ori s-a întâmplat de la oameni în stare de ebrietate, din păcate, pe la concerte. Zic, Johnule, nu pune mâna pe mine, că eu n-am pus mâna pe tine. Și dacă pui mâna pe mine, știi, e omul de încheietură. Și după cum îl iei de încheietură, simte că n-a făcut bine dacă te-a atins. Și atunci te întreb cât de important e spațiul ăsta, arealul ăsta personal al tău. Care mi se pare că e din ce în ce mie îmi place pe invadare, da. Nu, eu sunt pe invadare, n-am nicio problemă. Vino în aura mea, eu oricum știu să-mi o calculez și să mă protejez de aici. Adică tu poți să joci în picioare țonțoroiul pe aura mea, că aura mea va fi curată. Atâta tot să nu existe contact fizic. Dar uite că odată cu trecerea anilor și cu așezarea kilogramelor pe mine, nu s-a mai pus problema asta. Nu, chiar nu. Nu, și pe bune îți spun că au existat câteva momente, repet, oameni în stare de ebrietate, din păcate sau din fericire până la urmă, am știut să mă impun de așa natură încât să nu se meargă nici mai departe și să se și ducă vorba că ar fi bine să ne ajungem în contextul ăla. Altă întrebare legată tot de discuția pe care mi-ai zis-o tu și de imunizarea la hate. Recent, întrebările astea pe care le zic eu se învârt în jurul ultimilor 4 ani așa. În viața ta. Când așa. Ai crescut foarte mult în hype. Așa. Ai avut praguri. Ok, pariu cu viața, nu știu ce, te-ai apucat și de cântat și carieră solo. Apropo, în timpul pariu cu viața și în timpul ăla la band, exista în spatele cariera solo? Aveai în spate? Da, mai ales că Sori a fost prima care a spart gheața și... Era, a fost de față, ca să zic așa. Era frumos să vezi, știi că uite, bă, ia uite, bă, a reușit și singură, wow, ce cool. După aceea a venit și Alina Eremia, ce a fost a doua ea. Și îmi doream și eu, da. Și am și eu o piesă acolo scoasă atunci, în perioada aia. Ce îmi plăcea de Alina în perioada aia. Eu făceam matinalul atunci. Da, știu. Băi, eu nu mi-am dat seama cât de mare este la band și tot fenomenul ăsta, că noi dacă eram acolo în celulă, exact cum spuneam, ori în buftea, ori pe fluierului, nu știam exact cât de mare e fenomenul și astea. Eu la voi la concerte nu mergeam. Bă, și a venit la band într-o dimineață la matinal. Noi făceam matinal de la 6:30 dimineața. Și eu ajungeam pe la 5 acolo. Bă, la 5:15 să strânsese armată de copii. Călăgie și da. Și eram zis, bă, ce se întâmplă? Adică e întâi dimineața mea. E traci, era iarnă, nu știu, ger, pizda. Da, mă uitesc. Ce-mi spun copii, dar uitesc. Ce-i cu voi aici? Adică, păi cum vine la Ben cu Dorian, cu băieți, cu așa. Ok. Aia a fost prima dată când am înțeles. Bă, dar la un an jumate, doi după ce a fost demarase proiectul. Instantă explozia, frate. Senzațional proiect, gândit foarte bine. Noi inițial trebuia să fim pe alt post, știi? Trebuia să fim pe ăla de telenovele. Da. Și în momentul în care s-a simțit că, bă, avem un proiect care poate să fie, am fost mutați. Tati, brief-ul venit de sus și când zic sus, mă refer la doamna Ruxandra Ion, ca să spunem lucrurilor pe nume, brief-ul era așa, telenovelă de tineri. Știu. Cu tineri pentru păi tineri. Păi eu la aia m-am înscris, mă. Da. Așa exact. Era și pe site, pe casting. Da. Aniela o cam dăduse de gard ca să rim mult cu bugetul atunci, deși mie mi-a plăcut foarte mult ce se întâmplă. Nu știu, că nu uitam la ele. M-am uitat la Inimă de Țigan, vrei să te mint că aș fi hands care eu să zic că nu, dar pe Aniela n-am prins-o. Aniela a fost după și a fost cu buget de la mare așa și nu prea s-a... N-a prea fost rentabil. A fost telenovelă de epocă, period, dram. Ok. E greu cu bugetele acolo. E greu, e tare greu cu bugetele. Costume, set-up-uri, te întorci în timp. Era Mihai Petre săracul... Greu. Era Mihai Petre călăreț cu Bartoș, stăteau pe cal și era Mihai Petre atât de țanțoș și de carton. Băi, ăla când cobora de pe cal, simte că râdeam de mă pișeam pe la film. Când cobora de pe cal, inclusiv atunci avea spatele foarte drept. Băi, zici că avea...
Bine, glumele erau cu bățul din curul lui Mihai Petre, sărac. Acum mi-e și rușine să recunosc că l-am avut și pe la podcast, dar fix așa era. Era atât de rigid. La Aniela cred că a fost o presiune foarte mare, dar când am fost la voi pe set, deși era foarte profesionist ce se întâmpla acolo, bă, era mega relaxat. Da. Da. Era mega relaxat. Și o energie super mișto. Nu se vedea pe ecran, pe sticlă, cât de relaxat era. Mie asta, am avut o idee a unui making-of la un moment dat și am zis, bă, extraurile totuși, când a apăruse Voio. Ok. Voio a fost primul serviciu de streaming de la noi pe ideea Netflix-ului, ca să fie clar. Da, da, da. Dar da, noi da. Vorbim de 2012-13 acum. Oho, în spate, mult știu, da. Da, 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 da. Și era Moșu Mocanu, care fusese trecut la Voio, care avea și mare, mare experiență în spate. Și îmi venise mie la un moment dat ideea cu extra-ul și backstage-ul din care era foarte... Până să pun pe foaie, până s-a spart jazzul. S-a spart jazzul. Corect. Da, am eu vorba asta cu s-a spart jazzul. S-a spart jazzul, s-a dus naibii tot. Revenind la apropo, eu sunt imun la hate. În ultimii 4 ani, care a fost cel mai deranjant lucru care s-a zis, s-a scris despre tine? Pe care când l-ai văzut, ai spus, bă, totuși, cum pizda mă ți s-a ajuns aici? Mă, e mult spus deranjant, că ți-am spus și nu exagerez. Am învățat să diluiesc cu tot soiul de informații din astea negative, dar de cele mai multe ori mă surprindea faptul că, deși aveam apariții în care încercam să arăt că în spatele... Caterinci și a panoramei există și un fond educat și plin de cultură, oamenii în continuare erau like, Doamne, cum a ajuns și prostul ăsta să facă vizualizările astea? E drept, de când au început oamenii să migreze pe YouTube și au fost din ce în ce mai multe colaborări de genul ăsta, podcasturi, chestii, unde s-a mai vorbit și de business, și Măruță, și Buhni, și tu, și nu știu ce, și chiar și din urmă oamenii au înțeles că totuși e un om care doar face panoramă și nu chiar. Dar m-a contrariat întotdeauna ideea, mă, voi chiar credeți că orice tâmp poate să genereze vizualizări și să atragă oameni să se uite la conte? Nu e ușor. Oamenii, dacă ar înțelege un pic munca din spate, și-ar da seama că totuși nu e așa pentru oricine. Dar e mult spus, nu aș avea un răspuns concret la întrebarea ta. Asta poate a fost informația pe care nu înțelegeam, de ce nu înțeleg oamenii. Pentru că încă o dată îți spun, dacă orice prost ar putea să facă asta, ar face-o, n-are zita, crede-mă. Pentru că sunt și bani la mijloc, ca să spunem. Foarte mulți. Asta e o problemă pe care colegii mei nu mă ajută să o extermin. Boss, de ce se feresc cu oamenii de a-și discuta veniturile? Ok, nu trebuie să spui la virgulă, da. Dar ce ți-e frică cu banii pe care îi câștigi pentru că muncești? Stai mă puțin, nu dai în cap, nu furi, nu... faci lucruri ilegale, de ce ți-e rușine să spui? Sunt bani la mijloc, da? Mare atenție, nu este o chestie pe care eu am început să o fac pentru bani, pentru că probabil dacă aș fi făcut-o pentru bani, nici nu m-ar fi ajutat Dumnezeu să ajung aici. Dar nu poți să negi faptul că în creierul tău există și secțiunea financiară. Mă, ce facem cu treaba asta? O facem în gol sau o facem cu un scop? De scopul inițial a fost just for fun? În ceea ce privește YouTube-ul, scopul inițial a fost, oh, I gotta have it. Am văzut la Liviu Todorescu, scoteam piesa Fanele, Liviu m-a chemat, bam, o piesă nebună, sunt sigur că trebuie să fii pe ea, că ți se potrivește și ție, hai să o tragem. Și deja începuse treaba cu YouTuberii, în sensul că eu cu Liviu ce ne-am gândit? Bă, hai să o chemăm pe Laura Giurcanu să dea și ea o strofă. Că așa e în lumea asta YouTube-ului acum, uite ăștia, vloggeri, ce-or fi ăștia, știi? Și am chemat-o și pe Laura Giurcanu pe piesa asta și după aceea am văzut la Liviu o creștere de 50.000 de subscriberi, 40-50.000 de subscriberi în câteva zile. Și eu eram deja pe Facebook, la modul că la un moment dat aveam 100.000 de like-uri la începutul poveștii și pagina la Band avea 80.000, ca să înțelegi. Okay. Deci atât de dedicat eram. De la High Five îmi plăcea mie. Și da, serios. Și am zis, bă, trebuie să am și eu chestia asta. Uite, subscriberi ăștia mulți, uite piesa, uite-l pe Liviu. După aia am auzit și de treaba cu monetizarea. Zic, mamă, deci nici nu e pe demoaca, că Facebook era cam pe demoaca. Pe Facebook ne-am jucat mult timp. Asta poate dovedi concret oamenilor care se uită la noi acum faptul că treaba asta la început nu genera bani și oamenii n-au început-o pentru bani. Acum e cu bani și oamenii se apucă, mamă, vreau și eu să fiu YouTuber ca să fiu bogat.
și să am și mașini și Rolex-uri și ceasuri și haine și nu știu ce. Înainte o făceai, în primul rând, ca să susții imaginea, pentru că era o unealtă de marketing puternică, ce era gratuită, da? Spre deosebire de anii din urmă, pe care eu nu i-am prins, când dacă nu apăreai în revista Cutare, dacă nu, înțelegi ce zic, nu apăreai la emisiunea Cutare, la evenimentul Cutare, eventual să iei și o, știi, statuietă din aia cu cel mai bun hâț, nu existai. Și așa, inițial a pornit ca unealtă de marketing și ca distracții, frate. Mie nu mi-e rușine să spun că mie îmi place atenția, mă, eu cred că... Ok, poate sunt și artiști cărora nu le place și sunt doar talentați și vor să-și arate muzica lumii sau eu știu ce artă au ei, dar eu cred că o bună parte din artiști sunt acolo și pentru iubirea oamenilor, pentru atenția de la oameni. Subtextul de aici tot la gurile rele e următorul. Cu muzica am lămurit-o, nu știu, și am încercat să fac și altele. Mă, nu e un secret faptul că nu sunt extrem de înzestrat vocal, dar atâta timp cât pot să-mi respect partitura, am în spate 5 ani de teorie muzicală și de pian pe care mulți alții cântăreți și poate chiar mai înzestrați decât mine vocal, nu iau. Atâta timp cât pot să scot o piesă și să ajungă la inimile oamenilor, sumi. Ce înțelegem noi de aici este că gradul de premeditare din toată proiecția asta a personajului Dorian Popa e mult mai mare decât se așteaptă lumea. Cine are ochi să vadă și urechi să audă și creier să distingă și să cearnă, da, înțelege că, repet, dacă nu premeditezi și nu calculezi un pic, nu-ți iese, mă, frate, mă. Mai sunt, iartă-mă, doar o secundă, mai sunt aia care poate nu premeditează, îi vezi de ieri noapte, pe a doua zi, că sunt sus, dar întrebarea mea e, cât rezistă acolo? Cât rezistă? Deci cel mai mare challenge acum la tine este să reziști. Challenge-ul meu principal este să mă reinventez, ca întotdeauna să țin pas cu noutatea, cu valul ce vine, noul val. Aici e o șmecherie pe care mulți nu înțeleg. Mulți rămân blocați în trecut, hateresc viitorul și probabil de aia rămân în urmă. Mă, frate, dacă trebuie să cauți în tine, în primul rând, vine valul nou. Păi ce presupune valul nou? Păi YouTube, păi niște smântână pe cap, nu știu ce. Păi ia să văd, aș face asta? Păi bă, aș face o că mă reprezintă. Păi hai să încercăm. Și deja te-ai reinventat odată. Singurul secret pe care l-aș menționa eu ca să nu devii forțat, să nu disimulezi, este să nu încerci să te reinventezi în ceva ce n-ai putea fi. Adică știi să te reinventezi doar de dragul de a nu rămâne în urmă. Că atunci ai nașpa, poți fi un fake obosit și iarăși. Pentru că muzical, spre exemplu, eu tot timpul l-am dat exemplu pe Nane, care mi se pare că e omul care s-a reinventat cel mai bine și foarte un point așa și are și pedigree, mă. Nane, știi care are pedigree. Tu îl știi pe Nane și dinainte să fie hype. Și sunt absolut sigur că a trecut prin niște procese. Dar să știi că el când cânta hip-hop de la old school, era destul de mult hype în jurul lui. Adică nu-i venit de niciunde Nane ăsta. Eu știu că m-am documentat, îl salut și îl pup, am descoperit un suflet extraordinar în Nane, în momentul în care l-am rugat să mă ajute pentru un puști care era like, Ian, vreau Nane, ok, zic. Facem cumva și ajungem la Nane, care e un pic mai greu decât mine, să știi, nu în sensul negativ, Doamne ferește, dar na, fiecare își alege intimitatea și cercul, știi, you know, circle. Bă, nu știu, eu vorbesc cu Nane acum. Păi nu, stai puțin, voi sunteți prieteni, eu vorbesc. Nu suntem prieteni, dar ne știm de mult. Adică eu spun cum l-am contactat, eu care n-aveam nicio treabă cu el, ne-am întâlnit toată la magazin, la haine, acolo, că ne place cu hăinuțe amândurora. Și ne-am salutat și nu aveam nici numărul lui și nici așa. Și știi, un pic ciudățel să suni un om să-i cer ceva așa, like all of a sudden. Norocul meu era că nu-i ceream pentru mine, îi ceream pentru o terță persoană și anume copilașul, știi? Ca la mine, cu copiii, știi, cu sensibilizarea. Da. Super cool, bravo lui și merită tot ce îi se întâmplă. Pentru că e un om bun, asta e important. Și apropo de reinventare, Nane a înțeles el niște chestii pe care le face și le aplică sistematic. De asta zic, mă, cine e acolo a înțeles ceva, asta trebuie să înțeleagă și ea de acasă. Dintre toate personajele astea publice și persoane publice pe care le-ai întâlnit așa, la care ai fost cel mai starstruck, cum zice americanul? Adică nu-ți venea să crezi că te-ai blocat când ai dat mâna cu el, l-ai văzut față în față. Că foarte puțină lume și închipă că ai putea să ai genul ăsta de reacție, la cât de flamboiant expansiv ești. Mă, nu vreau să sune cringe răspunsul meu, dar vreau să fie sincer. Așa. La bănică, mă. Bă, eu pot să înțeleg. Bă, la bănică, în primul rând, că o energie super cool, mega deschis,
în același timp sincer, adică unde a simțit nevoia să mă țace, m-a țăcat, ceea ce da, pentru mine e aur. Adică dă-mi o palmă decât să mă lingi și în creierul tău să mă înjuri cu toți dracii, înțelegi ce zic? Dă-mi o palmă. Dă-mă, mă, poate o merit. Te compostează, dar chestia asta e de apreciat. Și pe lângă toate astea, boss, e omul același de când îl știi. Adică, like, e șocant. Zi-ne și nouă secretul, Ștefane, dă-ne și nouă. Că... Fața cu bunică, și acum intrăm un pic în zona aia de bârfă mai cheap așa, dar fața cu bunică e că, bă, la un moment dat stăteam și mă întrebam înainte să-l cunosc. Zic, bă, cum dracu e ăsta? Eu înțeleg că și moștenirea de familie, că și taică-s-o a fost cine a fost, că el e juniorul, ok. A fost un monstru sacru, taică-s-o. Și zic, eu înțeleg că are și pedigriu corect și sânge albastru și ăsta. Bă, dar totuși cele mai dorite două femei din România la un moment dat au ajuns să bată pentru el. Adică stai așa un pic. Și vorbim de Madame Rădulescu și Madame Marin. Adică stai așa, care e șmecherie? Ei, și după aia tot multe. Așa... Șmecherii. Sunt foarte multe. După aia stând e și cunoscându-l. E țiplă. Și stând și la masă și bă, deci este bănică. Eu de-abia aștept să-i libereze un pic să vină la podcast. Și adică... pe mine m-a câștigat, imaginează, pe lângă toate lucrurile ce ți le-am povestit deja, în momentul în care a ajuns să-mi spună că are un M4 și că îi vine un X5M, poți, adică iartă-mă, dar aia la un loc sunt 1000 și ceva de cai în două mașini. Am zis, wow, cool, adică după toate alea și asta, eu sunt terminat după mașini, nu e un secret, știi? Da, mă, ne vedem într-o seară și te dau cu 420 de cai aspirați natural. Că ce ai? Mustang din 67. Stai mamă, așa, bosule, nu dacă cred. Dacă tot suntem în zona de cocălărie. Ai Mustang 67? Da, dar am cupeu, n-am fastback-ul, că n-am avut bani. Deja ești prea în detaliu, nu știu care e diferența între cupe și fastback. Bănesc că fastback-ul e mai așa, la spate? Da, sau? Fastback-ul ăla e mai așa. Dar motorul e ăla care a câștigat împotriva lui Ferrari. Aia este senzațional. Și like refurbished tot ce trebuie, țiplă, dar nu o lași să cadă. Da, nu, ți-ară filmărul. Ți-ară, nu, să zică Babuiaș, că el e expertul pe mașini de la noi. Wow. Ne-am dat într-o seară așa un pic. Mamă, bă, vrei să spun un lucru, te admir, e o mașină care... are nevoie de atenție multă. Vai și financiară și fizică și spirituală și tot este ce vrei tu. Este mult mai ieftin decât te-ai aștepta. Zici? Mult mai ieftin. Bă, dacă vrei, vorbim cifre. Vorbim cifre. Păi zi-mi așa, în primul rând, cât ai băgat ca să o faci cum ți-ai dorit tu? Că bănesc că n-ai luat-o în forma în care ți-ai dorit. Maxim 20.000. E mult, mă. Bă, nu știu ce să zic. Hai, mă, și ai mai dat pe ea cât? 20, 30? 40? Nu, 20.000. 20.000 cu totul? Luată și... și refăcută? Luată, da. A, păi bine, mă, stai. Da, mă, nu, 20.000 păi, cu totul. Păi, boss, mi-a povestit un prieten de un 67, acum 60.000. Refăcut, într-adevăr. Da, dar e fastback-ul. Știu ce zici. E fastback-ul. Ia că să-mi arăți și mie după aia, să nu mor prost. Să-ți arăt exact diferența. Da, e da. Fastback-ul, da, și mai e Mac-1 ăla care are tot același motor, care ăla deja sare de 100 de mii. Da, mă, eu sunt terminat după mașina aia. Terminat. Mustangul ăla este ceva... Aia e piesă de muzeu și dacă... Eu nu sunt zona asta de car culture, absolut deloc, dar îmi plac mașinile clasice americane. Și cum să... pur și simplu, avem pasiunea pentru... Aia îmi place foarte mult. Aia e emblemă. Nu există mai bine de atât. Poate există dacă vrei să o faci Eleanor, știi, Shelby, dar mai bine de atât nu cred. Păi Eleanor-ul e fastback-ul, mă. A, asta înseamnă? Da. A, ok. A, păi ăla e scump, mă, da. Bă, e super scump. Ăla e scump, da, nu. A, deci, nu e diferență de shape. E doar că ăla e cu pachetul, Eleanor, Shelby, da, nu știu cum. Mai e și Cobra-ul, care tot așa... SS-ul ăla, că, Cobra, nu știu cum. Sky mulți ăla înseamnă, nu? Nu, e tot la fel, doar că, bă, e cu tot, se simte cu totul altfel. Asta are cuplu cel mai mare, cupeul are cuplu cel mai mare, dar în rest, la celelalte simți ca aia, îi simți așa în stomac. Da, asta e din aia, care are cuplu cel mai mare, dar jumate din el mănâncă asfalt până se duce în față. Exact. Că chestia exact, clasică, exact, dar exact. E senzație. Dar am condus eu una, bine, era răgălie rău de tot, am și un clip, adică e dovadă, nu mint. Tu ai servo la aia? Ce servotat? N-ai, nu? Normal că... Băi, Gojira, mâncați-a și gura ta când am dat. Deci, în primul rând, mi-a plăcut super mult cum e botul ăla. Zici că ești cu șalupa, nu cu mașina. De exact. Bă, mâncați-a și când am dat să cotesc eu cu bombardierul, știi? Cu o mână. Și am dat, s-a dus mâna în gol. Zic, opa, stai așa, mâncați-a și gura ta. Nu bă, există. Mașină de bărbat adevărat. Foarte cool. Da, nu există să conduci cu o mână acolo. No, nu e, dar ești inconștient dacă încerci să conduci cu o mașină. Și îți dau un pont.
unul din cei mai tari restauratori de mașini americane din Europa este în Brăila, că de la el am luat-o. Mie nu mi-a venit să cred. Eram cu babuia, stăteam, căutam prin Germania, prin Olanda, găsim la un moment dat prin Olanda exact ce voiam și m-a sunat un prieten de la Retromobil, dar Dumnezeu sănătate, și mi-a zis, am găsit exact ce vrei în Brăila. Brăila fiind lângă Țăndărei. Că ai venit cu ea, nu? Da, m-am dus acolo cu trenul, la carul și m-am întors. M-am întors cu ăsta, deci a fost așa. O frenezie, prinsese și drumul reparat? Da. Wow, deci te-ai și distrat. M-am distrat, cum da. Da. E prima dată când vorbesc de faza asta cu Mustang. Am pus la un moment dat doar vreo două poze. Wow. Dar e, și repet, eu nu sunt zona asta de mașini. Mașina trebuie să bage căldură, să aibă muzică și să te ducă din punctul A în punctul B. Asta pentru tine? Pentru mine, da. Asta e iarăși o zonă mișto de discutat. Bă, fraților, pentru fiecare, fericirea vine din lucruri diferite. Vorbeam cu Delia la un moment dat, ne-am întâlnit undeva și mi-a zis, iarăși mi-a plăcut foarte mult sinceritatea, bă, Dorian, de ce dinții atât de albi? Și știi ce am spus? Mă, Delia, se înțelege și eu mă îmbrac scump, de ce hainele atât de scumpe? Și mi-a zis, îmi place. Da, da. Am înțeles tot, nu trebuie să-i spun mai mult de atât. Exact. Că știi cum e, oamenii se înțeleg din vorbe puține, nu știi, le mai dezvoltăm și noi. Pentru că Delia a fost printre primii oameni care au făcut mișto de mine când mi-am luat mașina asta. Mi-a zis, aoleu, bă, și la 40 de ani tot copil la ea. Dar ce, tu ești cu 4? Aproape, mai am puțin. A, ok, îți place ție cum sună, că și eu făceam așa. Da, nu. Când aveam 29 de ani. Maxim 2 ani și gata. Bravo, mulți înainte. Mersi la fel. Nu, că arăți fresh, de asta mă miram. Nici de 38 n-arăți, dar de 40 n-aș fi zis niciodată. Bă, că nu fac nimic. Bă, eu până să fac podcastul ăsta. Ce să faci? Vorbesc serios, până să fac podcastul ăsta, mai eram pe la radio, pe acolo, unde îmi place foarte mult, mai stăteam cu fraierul ăla de Planet Age, care e din Cluj. Noi avem formație cu doi oameni care nu stau în același oraș. Bine, din Cluj stăm, în ultima vreme recunosc, în ultima vreme el a început să facă toată muzica la proiect. Deci efectiv m-am puturoșit complet. Și eu mai stăteam pe internet, vedeam ce muzică fresh mai apare, mai nu știu, făcea remixuri, edituri, mashup-uri, drag, să sune mișto la DJ, la asta, la ce aveam. Dar în rest, te-ai arăt la 40 de ani, zici că am 25. Bă, că am muncit. Bă, Gojira, mamă, ce-mi place, îmi place mult să vorbesc cu tine. Hai să fii sincer, n-am muncit. Fii atent. Țigara, mâncat. Asta nu e o chestie care te ține fresh, din păcate. Dar mai e o chestie. Bă, e atât de frumoasă treaba asta dacă ar înțelege oamenii. Mă, căutați fericirea. Căutați zona voastră unde vă simțiți bine. Sunt unii care vor să muncească de luni până duminică 20 de ore. De ce? Ca să aibă aia, ca să aibă aia. Și alții cărora nu le trebuie nimic din alea. Și care n-au nevoie de bucurii materiale, de bucurii. Mi s-a părut atât de cool, cum ai zis, pentru că nu fac foarte multe. Bă, frate, fiecare e fericit. Tu ești fericit când stai și te uiți la televizor sau când stai pe net și îți cauți muzica și vorbești cu colegul din trupă și spui, bă, facem asta. Unul e fericit când alergă ca nebunul ca să dea 1000 de euro pe un training. De ce? Nici el nu știe, dar îi dă. Că aia e fericirea lui. Dacă am înțelege că trebuie să căutăm fericirea în viață, ar fi mult mai simplu. Eu cred că mulți dintre noi nu știm după ce alergăm. Fiecare își umple golul cum poate, tată. Da, ar fi mișto să umplem golul cu fericire. Și nu cu lucruri care nu ne plac. Ai, nu-mi dat alea de Instagram de eleve de liceu. Dar să știi că nu postez niciodată așa ceva. Asta nu înseamnă că nu conțin informațiile astea. Da, mulțumesc lui Dumnezeu, nu. Altfel m-aș fi gândit de era, două ori. Era cirea așa de pe tortă. Deci era... Firar cringe al dracu. Firar cringe al dracu. A venit cu cringe la mine în podcast. Băi, și acum gurile rele ar putea să zic așa. Înainte spargem jazzul, că știu că ai treabă. Când n-ai mai avut ce să faci, l-ai scos pe cheluțul, bă, mâncați așa suflet. Bă, frate, nu. Aici e problema. Oamenii n-au înțeles. În momentul în care tu faci niște lucruri cum trebuie și Dumnezeu te și respectă pentru că probabil încerci să mai și întorci din ceea ce primești, Dumnezeu îți va da jackpot după jackpot. Înțelegi? Și eu... ți-a dat câine. Ți-a picat la aparate, da, câine. Tang. Fii atent, să-ți explic cum a fost treaba. Eu am văzut cățelul ăsta semi-mort. Eu sunt un tip sensibil, nu știu dacă se vede sau nu, nici mă interesează. Bă, și când l-am văzut, edita mai AGTV-ul pe Instagram-ul meu, adică nu-i vreun secret, era în spatele unor gratii, lingea gratiile alea și era fără blană pe tot spatele, plin de sânge. Am zis, bă, nu se poate, zic, cățelul ăsta o să moară, uite, mi se face pereche, zic, pot să-l iau eu, că o să mă mut în... Eram și frenezie că mă mut eu la casă, voiam animale, eu sternat după animale, zoo.
Da, domne, ia-l că noi nu ne putem îngriji de el. Bă, frate, eu am luat cățelul ăsta, l-am dat la spital, a stat 2 luni internat în spital, înțelegi, ca să-l punem pe picioare, că altfel nu, era ca un fastback de la uitat în curte de mult. Și oamenii la spital îmi spuneau, oh, ce vedetă o să ajungă cățelul ăsta, sigur îl faci tu vedetă. Zic, bă, nu, n-am nevoie, zic, voi mai întâi de toate, faceți-l să trăiască, că majoritatea spuneau, nu o să mai reziste. Zic, bă, nu dați pronosticuri din astea. Voi sunteți doctor, voi trebuie să spuneți, o să reziste, no matter what, facem tot ce trebuie. În fine. Și după ce s-a vindecat cheluțul, m-am trezit cu pleașca, vrei să te mint? Toată lumea era terminată după cheluțul. A, păi eu ce voi să fac, să opresc fenomenul? De ce? Păi ok, dacă Dumnezeu îmi dă o carte, o joc. Fiind un băiat foarte asumat, la modul cel mai sincer, da, acum, estimativ, da, câți bani ți-a băgat în buzunar cheluțul? Spre 200.000. A avut dreptate, babuiaș. Deci noi am pus pariuri, vorbesc serios. Da, frate, văd 170-180.000. Și cel mai aproape a fost un prieten care a zis, bă, eu zic că vreo 150.000, cam așa i-a, da, i-a, da, i-a adus. Da, un pic peste 150.000, dar nu calculez, îți dai seama că nu mă, Doamne ferește, stau acum să calculez, dar eu îți spun în felul următor, fii atent. Ca să înțeleagă oamenii de ce spun că nu e o chestie pe care mi-am dorit-o eu, mă, piesa nu-i făcută de mine, mă, piesa nu-i tăcheluțul. Fii atent. Eu știu care e super simplu, deci, Rovision a început să facă caterincă de mine, că asta face Rovision, te pup frate și spor la treaba aia frumoasă pe care o faci. Că am spus eu la un moment dat într-un vlog, eu disperat să-mi fac câinele să nu mai late la piscină, că este obsedat de apă, înțelegi? Și am zis dresorului, bă, trebuie să-l învățăm să înoate, că dacă îl învățăm să înoate, cu siguranță nu o să-l mai supere apa, da? Și eu tot terminat acolo să-l facem pe cheluțul să nu mai late la apă, spuneam, înoată cheluțul, hai tati, hai tati, înoată! Rovision a făcut măscăreală de asta și un alt tip, care are un super canal fresh în mintea lui Andrew, a scos o chestie făcută din... Songify, cum ar veni. Exact, Songify, da? Făcută din replicile mele din vlog. Bă, frate, da. Orchestrată atât de... Mi se face prea de gândire numai când mă gândesc. Fii atent, știi cum a fost Gojira? Bă, da, nu cred că am spus... impresionam. Deci, fii atent, nu cred că am spus des chestia asta. Eram la Alpin. Bă, eram la Alpin. La munte, la hotel. Filmam ceva. Am ieșit afară și îmi spune coripiarul meu, ci că trebuie să vii să vezi ceva. La Mentions, pe Instagram... Vreo 20-30 de stories de la niște zăpăciți. Bă, care o să fie voi aia dacă vă știți vreodată? Trageți-mă, mă, de mânecă pe stradă. Bă, băule, noi am fost aia. O petrecere. S-au machit ei puțin și ascultau piesa lui ăsta în mintea lui Andrew. Bă, dar vorbim de 25-35 de ani media de vârstă, da? Așa, da, nu puștani. Nu, că aici am zis, wow, this is money, this is hit, this is ce trebuie. Că știi cum e ca Steve Jobs, mă. Bă, trebuie să știi să le orânduiești, nu neapărat să le faci la zero. Și 30 de story-uri cu tag către mine, cum oamenii erau la petrecere pe mese, pe Songify-ul în mintea lui Andrew Nata Cheluțu, care suna, iartă-mă, nu vreau să-l jignesc pe Andrew, dar era like făcut așa. Și am zis, zic, ăsta e hit-ul. Acum sunăm. Deci n-am pornit mașina, trebuie să plec la București. N-am pornit mașina, n-am făcut nimic până când n-am organizat toată ziua în care s-a tras această piesă. L-am sunat pe Liviu Dodorescu, pe care eu îl iubesc din punct de vedere producție muzicală, pentru că este extrem de bun. El și Chief Baby sunt preferații mei din lumea muzicii din România. Mie îmi place Liviu foarte mult. L-am sunat pe Liviu și am zis, bă, frate, te rog, nu mă înjura, trebuie să facem asta. Stai să vezi cum s-au legat de la Dumnezeu, mă, astrele. Trebuie să facem asta, uite, ascultă. Și în momentul în care a ascultat Liviu Dodorescu, ce crezi că îmi spune, mă? Păi eu sunt prieten cu puștul ăsta, că mă ruga să vină pe la mine pe la studio să lucrăm. Dar nu am prea avut timp să-l chem, că stă și în Brașov. Ai numărul lui? Da, dă numărul. Azi, ești tare, ești monstru, iubesc chestia aia, putem să o facem, te pun producător. Vezi că dacă intri pe Nata Cheluțu pe YouTube, în mintea lui Andrew producător, I don't steal, eu nu fur. Dacă Dumnezeu i-a dat băiatul ăia, de ce să vină să pun acolo Dorian Popa? Ca să ce să-mi dea Dumnezeu cu fulgeri după aia? I-a băgat bani în buzunar. I-a băgat și lui, dacă e băiat deștept, s-a scris la UCMR, i-a băgat bine chiar, înțelegi? Și a venit băiatul la București cu iubita lui, am stat în studio, am făcut și o strofă, că piesa n-avea strofă pentru Cheluțu, aia este acțiunea mea, trebuie să recunosc, pentru că stăteam acolo și am zis, bă, știu ce trebuie să facem, Cheluțu trebuie să cânte. Și eu like, îți dai seama, după ce făceam piesa lui Cheluțu, cum să cântem, ești dobitoc? Zic, vă spun eu cum, îi fac eu o voce, ca la desene animate, și el trebuie să-și cânte gândurile. Și am făcut bășcălia aia care, de fapt, dacă stai să o asculți, Gojira, nu știu dacă stai să auzi, dar e un auto-roast acolo, dacă asculți strofa lui. Da? Plin de fițe și figuri, nu-și plătește din facturi și m-a luat pe mine să mai facă bani. Eu știam ce o să spună oamenii. Cum? Nu știu, Dumnezeu mi-a dat. Și am zis, bă, ia să mă auto-ironizez eu în strofa asta lui Cheluțu. Și am făcut mișto de mine, e scrisă de mine toată. Adică să înțelegi, da? Și bum, am dat. Bă! Ce-a creat piesa asta? Eu nu am crezut vreodată că se poate întâmpla așa ceva. Mi-am luat atâta mu
cât nu credeam că o să-mi iau. Mi-am luat mai multă mu din cauza acestei piese decât mi-a luat toată cariera mea. Și după aia veni și Cheluțul și Brăduțul, acolo îmi venea mie să te strâng. La colin. Bă, deci am o vecină. Mamă, mă, casă. Nu cred că spui asta. Bă, bă, da, deci am zis, mamă, dacă îl prind pe ăsta în casă, cât el de mare, îl rup pe genunchi pe cuvântul meu. Nu cred că spui asta. Mamă, singurul moment în viață în care literalmente cred că dacă ne întâlneam, efectiv sărea la bătaie, e din cauza că eu am o vecină. Nu cred că spui asta. Unde stau eu, am o vecină la casă și avem... avem un perete comun. Comun, da. Vecina în cauză e în vârstă de 6 ani, o cheamă Cristiana, este mega simpatică, se machiază și mă cheamă la cafea tot timpul. E mega bizar, nici nu știu dacă trebuie să povestesc. Bă, atât a ascultat ăsta, Cheluțul și Brăduțul. Venise maică mea în vizită la mine de sărbători, bossul meu. Voia să vină femeia la liniște, să stăm, nu mai văzut într-o grămadă de vreme. Bă, dar n-am auzit, am ascultat pasiv Cheluțul și Brăduțul ăsta, mi-a ieșit pe nas. Deci a fost, uite, recunosc că ăla a fost singurul moment în care am zis, bă, dacă îl prind pe ăsta acum, e băiat. Ești Grinch, mă, era un colind foarte frumos, mă, Grinchule. Ce e Grinch, mă, termină cu prostile. Nu mai știu ce a fost în sufletul. Aoleu, deci știi de ce râd atât de tare? Pentru că e o chestie care e cool, frate, e normal. Eu, de la Noată Cheluțul Gojira, am înțeles o chestie. Bă, frate, nimeni nu face content pentru copii în afară de Gașca Zurli, mă. Dacă care pe... nu e cea mai fericită chestie. Păi, îți zic eu, nu. Nu știu, nu vreau să mă duc până acolo. Zilele astea am discutat despre cum nu e tocmai ok Gașca Zurli. Nu vreau să mă duc până acolo. Eu vreau doar să subliniez faptul că la un moment dat am simțit, după, mai ales după Noată Cheluțul, dar și după Hâț, cel mai mult, că Dumnezeu pe planeta asta m-a lăsat în principal pentru copii, mă. Copiii mă iubesc foarte mult și eu iubesc copiii, eu sunt terminat după copii, înțelegi? Și zic, bă, da, de ce mi-e frică să fac content și pentru copii? Că nu fac numai pentru copii. Dar de ce să nu fac și pentru copii? De ce? Că sare Xulică și spune, ia uite și pe măscăriciul ăsta de aproape 30 de ani, ce face? Ce fac, mă? Ce fac, mă, nebunule? Că fac o piesă frumoasă care place copiilor și poate nu place adulților. Păi, iartă-mă, dar tu când erai mic și aveai 4 ani, ascultai ce ascultat actul? Sau ce asculta maică ta? Nu prea cred, iartă-mă. Nu ascultam ce asculta tata, că nu l-am cunoscut. Bine. Așa, ok. Iartă-mă, eu am apucat să-l cunosc, dar crede-mă că mai bine nu-l cunoșteam, dacă vrei să o dăm în sufletisme de-astea. Așa se naște Dumnezeu. Așa se naște Dumnezeu. Hai să spun una, să încheiem frumos, ca să înțelegi ce am spus mai devreme. Păi imaginează-ți că undeva pe la 20 de ani, când s-a dus tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, mă sună maică mea și îmi spune, urgent, trebuie să vii la Constanța, te urci în mașină, nu mă interesează ce ai de făcut, filmări, eram deja 21, eram deja în pariu, vii urgent la Constanța, pentru că dacă în 6 luni de la momentul în care taicul s-a dus, nu completezi hârtie la notar de renunțare la succesiune, vei moșteni datorii în valoare de 50.000 de euro. Așa că poate mai bine nu ne cunoșteam. Am că nu trebuie să mai plec până la Constanța să fac hârtie la notar. Cam atât despre mine. Băi, cât se poate de sincer, Gojira. Dorian trebuie să plece, probabil o să mai facem un episod la un moment dat când o să-l mai prind. Aici sunt și dacă ai și ăla să facem react, tu ești monstru. Da, facem. O să facem react-ul ăla. A fost jucătorul meu preferat de Mortal Kombat, Dorian Popa. Țestoasa mea ninja preferată, Dorian Popa. Băi, mersi mult că ai venit. Deschis pozitiv și foarte asertiv. L-a mutat mese și l-a făcut măscări. Primul om care îmi vine în minte și zic asta cu maxim respect este Dorian Popa. De-aia îmi place mie de tine, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Să rămână, Doamne ajută! Popa.